tuturor participanților de astăzi, parteneri, colaboratori, mass media, pentru prezența de astăzi aici. Mulțumirile sunt și din partea mea și a conducerii instituției. Mă numesc Alexandru Valentin Corbu, sunt director executiv adjunct al DGASPC Botoșani. Vreau să felicit doamna Mihai pentru activitatea de fășurată. Văd că se bucură de succes în rândul societății civile. Eu vreau să precizez două chestiuni, și anume că problematica abandonului școlar este o problematică care este în atenția instituției noastre. În strategia județeană pe care am elaborat-o și în planul de acțiune avem tratat această chestiune. Noi, ca și instituție, suntem parteneriați și în alte proiecte legate care ating acest subiect. Pot să exemplific aici parteneriatul pe care avem cu UNICEF-ul vis-a-vis de proiectul Prima Prioritate, Niciun Copil Invizibil, unde avem de asemenea multe activități în colaborare cu UNICEF și cu 4 comunități locale, Direcția Sanitară Publică, Instituția Prefectului, nu? Cam da, da, și au fost niște comune implicate și în acest proiect. Vorbim de Albești, de Copălău. Albești, Copălău, Vorona și... Bun. Eu vă urez succes în activitatea de astăzi. Nu cred că o pot rămân până la capăt. Cei care mai au de ștampilat și desemnat vreo un ordine de plasare, o delegație, tot vă rog să o faceți.